salutare, domnule Ene, ce faceți? Ați venit la temnul lui Dragnea? Da. Vreau să urez mulți ani pe executare. Salut Daniel, salut Virginia. Să faci aia. Salut Ștefan. Domnul Marian, hai încoace să le explicăm la oameni. Bună ziua, bună ziua, oameni buni. Ne-am adunat deja la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt câteva persoane aici. Așteptăm să veniți. La ora 1 are termen inculpatul Nicolae Dragnea. Că-l mai cheamă și Nicolae Liviu Dragnea, da? Deputat. Președintele infractor al Camerei Deputaților, președintele infractor al PSD, cel mai mare partid din România, Partidul Corupților, care este judecat, a fost judecat aici la Înalta Curte, în procesul în care este acuzat de către Direcția Națională Anticorupție, apropo de întrebarea pe care a pus-o el, ce am furat domnul Bo, ce am furat, în acest caz, inculpatul infractor șef al PSD, Nicolae Liviu Dragnea, a furat din banii orfanilor din Teleorman. Este vorba despre instituția Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, asistența socială, la care au fost angajate, dar n-au venit niciodată la muncă, angajatele lui Dragnea de la sediul PSD, secretarele lui Dragnea de la sediul PSD. Asta spune mult despre inculpatul Dragnea din acest dosar și infractorul șef al PSD în general și al Camerei Deputaților, pentru că vă dați seama la câți bani are el, deci... El putea să nu cumpere 3 cocotieri în Brazilia și plătea secretarele respective. Dacă să înțelegeți despre ce fel de om vorbim, în loc să plătească de la el din buzunar secretarele respective sau din cotizațiile de la partid, să se descurce, să plătească membrii de partid cotizații, banii le-a trecut, a furat din banii lui furați, da? Le-a trecut să fie plătite de către o instituție care trebuia să se ocupe de orfanii din județul Teleorman. Deci omul a luat bani din banii orfanilor, ca să înțelegeți despre ce vorbim, ca să plătească el secretarele, el fiind foarte bogat. Că dacă el era președinte al PSD, sărac și cinstit, așa cum a fost tovarășul Ion Iliescu, mentorul lor spiritual, înțelegeți? Deci dacă el trăia într-o garsonieră în Alexandria, săracul, și abia își plătea întreținerea din salariul lui de cinstit de prefect sau președinte al Consiliului Județean, atunci aș fi înțeles, avea oarecare logică. Domnule, n-avea de unde săracul, dar ăsta... Avea un domeniu, în timp ce stătea el în domeniul lui întins pe 3 străzi, cu piscină, cu teren de tenis, cu parc. Parc, domne, de sunt orașe care nu au parc cât și-a amenajat Liviu Dragnea acolo la, la vila lui. Vă mulțumesc mult. Cineva ne-a zis bravo. Deci un astfel de individ, vă dați seama, el stătea ca un nabab, se gândea cum să-și spele banii prin Brazilia, cum să cumpere proprietăți, cum să cumpere palmieri. Și în timpul ăsta făcea meschinăria asta, mizeria asta, lua de la banii orfani, de la banii pentru orfani, pentru copii. Gândiți-vă bine la cazul ăsta și faceți paralela cu firea voluntari, cu voluntari, unde știți cine este angajată tot în instituția similară din voluntari. Știți, pe criterii profesionale și mai departe. Bun, în fine, ăla e alt subiect, dar revenind la subiectul nostru. Dragnea are în acest moment, teoretic, ultimul termen din procesul lui în care este judecat pentru că a furat din banii orfanilor din Teleorman. Au fost audiați martori, știți că este un proces care a fost reluat pentru că o judecătoare s-a pensionat chiar brusc înainte să îi se dea sentința lui Dragnea. Deci era în fază finală, se făcuse pledoarele finale, tot trebuia să vină să se pronunțe instanța și s-a pensionat judecătoarea. Și este o hotărâre CEDO care spune că nimeni, niciun judecător nu trebuie să pronunțe o hotărâre în penal dacă nu a asistat la instrumentarea probelor. O hotărâre care are oarecare logică, mă scuz Marian un pic, vreau să explic oamenilor ca să înțeleagă ce se întâmplă. O hotărâre care are oarecare logică, dar nu pleca, stai aici lângă mine. Are logică și vreau să te explic logica pentru a înțelege de ce a fost nevoie să reia procesul, pentru că
judecătorul trebuie el să constate, știți? Una este să citești într-o hârtie, în prezența lui. Una este, imaginați-vă dumneavoastră, una este să stați de vorbă cu mine și să mă întrebați niște lucruri și eu să vă povestesc, și alta este să mă întrebe Marian, să scrie pe Facebook, am vorbit cu Mălin Boș, a zis că, și dumneavoastră să citiți. Are altă forță când personal stai de vorbă cu martorul, plus că poți avea tu întrebări ca judecător, cu, din mintea ta, din ceea ce faci, tu poți avea întrebări noi, care să pună într-o lumină nouă cazul. Deci are o logică. Așa că martorii au fost reaudiați. La termenul trecut, la termenul trecut ați văzut, era o ninsoare aici de îți înghețau oasele în tine și l-am prins pe domnul Dragnea, i-am pus întrebări, bineînțeles n-a răspuns, a fugit ca un laș cum face el de obicei. La acest termen teoretic ar trebui să vină. Practic, Mafia TV a publicat știri din care rezultă că ar fi în Israel. Acum noi am venit să-l așteptăm. Noi am venit să-l așteptăm că noi nu știm dacă Mafia TV vorbește serios, nu vorbește serios. Noi suntem aici și vă invit să veniți pe dumneavoastră număr cât mai mare. Astăzi ce se întâmplă? Se pun concluziile, se fac concluziile. E procedură în cadrul oricărui proces penal. După ce s-au instrumentat toate probele, acuzarea spune pe final ce are de spus, apărarea spune pe final ce are de spus, se depun concluziile scrise și instanța probabil va rămâne în pronunțare. Probabil va acorda un termen la care va pronunța soluția, vinovat, nevinovat, ce pedeapsă merită și vom ști în sfârșit ce este cu acest proces al lui Dragnea. Atenție, vă atrag atenția că Dragnea, una dintre infracțiunile pentru care e judecat el aici, pentru că a luat din banii orfanilor din Teleorman, este o infracțiune pe care Iordache în acest moment se chinuie prin Parlament să o modifice. Și vrea să-i dea o modificare, vrea să-i dea o modificare acelei infracțiuni, nu mai intru în detalii, că nu contează până la urmă infracțiunea, contează ce fac ei. Vrea să dea o modificare acelei infracțiuni astfel încât Dragnea să scape. Înțelegeți? Și el ar putea să scape, pentru că dacă se modifică infracțiunea, dacă Iordache își face mendrele, Dragnea este aici în faza de fond. Deci el este în prima fază. După fond, el va putea să conteste hotărârea și se va judeca de către un complet superior. Înțelegeți? Recursul. Și atunci, în acest caz, dacă legislația se modifică, legislația mai favorabilă lucrează pentru cel inculpat, este un principiu din drept, așa e legea la noi, dacă se modifică legislația, Dragnea va veni și va spune, domne, da, sunt vinovat, dar uitați-vă că s-a modificat legislația și pe cale de consecință, conform modificării pe care mi-a făcut-o mie Ciordache în Parlamentul României, vă rog să nu mă mai sancționați. Deci ăsta este planul lui Dragnea de a scăpa de... A, uitați, aici au venit și prietenii rusofili de la, așa zis, și revoluționari, care vin de obicei. Deja dacă au venit, uitați, domnul vrea să ne spună ceva, da? Așa zis și jurnaliști. Jurnaliști, da, da. Dar vă rog să nu jigniți, pentru că avem un public politic. Ultima oară la Parlament ați folosit niște expresii foarte urâte, v-ați ieșit din fire și... Nu mi-am ieșit din fire. Ați vorbit foarte urât și oamenii au fost... Deci mi-a spus părerea, domnule. Am înțeles. Deci înțeleg că vine domnul Dragnea dacă ați venit dumneavoastră, nu? Sunteți agitat rău. De ce? Nu sunt deloc agitat. Că nu vă stă bine. Ia spune. O să stăm de vorbă când sunteți așa de forță, că înțeles. Dar despre infractor ceva? Ca dumneavoastră, da. Eu sunt infractor. Cine? Ați văzut? Dragnea e condamnat definitiv, irevocabil. Nu e infractor, eu sunt infractor. Înțelegeți? Cetățeanul pe care l-ați văzut împreună cu doamna Ștarc, care a fost, Iulia Ștarc, care a fost anchetată de DICO, nu știu, a niște probleme cu trafic de persoane, cu... Ei sunt de la Asociația de Prietenie România-Moscova. Înțelegeți? Ei sunt cei care sunt de la acel sindicat, organizație, ONG, ce aia, asociație de revoluționari, nu? Sunt de la o asociație, de la o ligă de revoluționari care a organizat, a zis, domne, noi protestăm în fața sediului PSD tot anul. Și nimeni n-are voie să vină să protesteze acolo. Dar de fapt e o minciună, de fapt e o minciună, că nimeni nu, ei nu fac protestul ăsta, dar doar s-au înțeles cu Firea, ca Firea să le dea o hârtie cum că ei ar protesta, astfel încât nimeni să nu mai poată să meargă la sediul PSD. Sau dacă merge, să pățească ce am pățit eu când am fost luat pe sus abuziv și lipsit de libertate de către jandarmerie. E un dosar penal, jandarmii vor trebui să demonstreze că era un protest acolo pe care eu l-am deranjat, lucru pe care nu vor putea să-l facă. L-ați văzut pe cetățean, l-ați văzut și la Parlament vorbind foarte urât, ieșindu-și din fire. E interesant, oameni buni, că dacă au venit ăștia, s-ar putea să vină Dragnea. Dacă ăștia au venit aici, ăștia nu vin, nu?
Da. Ăștia nu vin, nu vin aiurea. Deci dacă au venit, câți? 7 au venit până acum. Da, dintre 7 revoluționari. 7 revoluționari dintre cei care... Din găilui e Dragnea. Dintre cei pe care tot timpul îi aducea Dragnea aici la Înalta Curte când venea el. Da. Și ei, ei nu veneau când Dragnea nu venea. Foarte interesant. Vă dați seama că oamenii ăștia vorbesc între ei dacă au venit. S-ar putea să fie, să fie cu, cu spectacol astăzi aici, așa că veniți încoace, oameni buni. Nici nu știți ce pierdeți dacă nu veniți încoace. Da. Bun. Vin și jandarmii. Haideți să vă arăt, da, negociatorii. Îi vedeți acolo peste drum. Da. Bun. Haideți să îi dau cuvântul domnului Marian Moroșanu. Salutare, Marian. Salut. Că tot am arătat jandarmii. Hai, povestește oamenilor, te rog, ce surpriză ți-a trimis ție jandarmeria, să vadă lumea. Surprize, una care este în valoare de vreo dați amenda, pentru că stai, am împodobit bradul în fața deci în fața Ministerului. Deci pentru că ai împodobit bradul la Ministerul de Interne, ți-au dat amendă cât? 2800 de lei. 2800 de lei, am înțeles. Și la care aia de-a doua, dar mai mică, adică insultă, în valoare de 200 de lei. Dar pe cine, pe cine ai insultat? Stai un pic, că nu... Nu, uitați aici, uitați aici, scrie, jandarmeria apără. Aflându-se împreună cu alte persoane pe terasa imobilului din Ion Câmpineanu, numărul 26, au proiectat cu un dispozitiv laser pe clădirea Muzeului Național de Arta României mesajul: jandarmeria apără infractorul, nu poporul. Nu poporul. Și... prin aceasta lezând onoarea și demnitatea instituției. Da. Oameni buni, haideți că vreau să vă fac un comentariu pe tema asta. Deci, oameni buni, dumneavoastră ați văzut imaginile. Ați văzut imagini de aici, de la Înalta Curte, când venea Liviu Dragnea, cu Dragnea înconjurat de jandarmi. Înțelegeți? Deci, tot țara întreagă a văzut că jandarmeria apăra infractorul. Păi despre ce vorbim? Cum să amendezi pe cineva pentru că spune ceva ce a văzut toată lumea la televizor, înțelegeți? Nu face vreo dezvăluire sau... De exprimare. Nu vorbim de încălcarea libertății de exprimare. Bun, deci ai amenzi cât sunt? Cât ai zis? 200 plus 2800? 3000 de lei amendă, da. 3000 de lei amendă. La care în urmă încă că 11.000 de lei, da. Deci sunt 140 de milioane. 14.000 de lei, da? Da, da. Amenzi, câte amenzi? Amenzi am acum vreo 14 amenzi. Am înțeles, 14 amenzi. Dar pentru că îți exerciți dreptul la liberă exprimare, nu? Da, da, și pe mine îmi dau amenzile, nu mă sperie. Deci da, le contești la instanță, da, păi le contestăm cu toții. Toții, și dar... mie mi-a venit amendă pentru Congresul PSD. Cât nu știu, 1500, 2000, nici nu mai știu. Deja nici nu le mai știu, da. Da. Haideți să vă arătăm că intră în cadrul negociatorii jandarmeriei. Nu-mi dau seama dacă este echipa bună sau echipa rea. Dar vă pot spune că dacă au venit revoluționarii, dacă au venit și dialogul de la jandarmerie, înseamnă că s-ar putea să vină și infractorul șef. Înțelegeți? S-ar putea să vină infractorul șef. Boss de boss. Da. Nașul. Președintele infractor al PSD. Nu? Președintele deligvent al... Deligvente al Camerei Deputaților. Capo deligvente de... Capo di tutti capi, da. Așadar, dragii mei, așadar, suntem la Înalta Curte de Casație și Justiție. Încheie aici momentan acest live. Vă invit să veniți încoace. Trebuie să vă arăt asta, e fabuloasă. Salutare, aici cu măsuța, să strângem semnături. Nu? Poate stăm aici și dacă vine Dragnea îl rugăm să semneze. Chiar nu? Da? De asta am și venit. Deci ați venit să stați aici cu măsuța, fără penal pe funcții publice și când vine Dragnea să-i cereți să semneze, da? Absolut, să-l întreb dacă fabulos. Dorește să semneze pentru fără penal în funcții publice. Fabulos, fabulos, da. O țară mai curată. Dar credeți că va semna? Adică mai simplu și-ar semna demisia, nu? Eu cred că domnul Dragnea este un cetățean care ține foarte mult la România și își dorește o țară curată, fără hoți în funcții de conducere. Nu știu, Doamne ferește să ajungă vreun hoț dovedit și răs dovedit, eu știu, primar, parlamentar, nu știu, deci teoretic ar putea să ajungă chiar președinte al Camerelor Deputaților. Da. Da. Dar da. Eu zic că domnul Dragnea ne va ajuta să rezolvăm această problemă, va da o semnătură și împreună vom scoate cu domnul Dragnea împreună, vom elimina toți hoții din poziții de conducere. Da, e fabuloasă inițiativa, haideți, montați măsuța, e fabulos. Ce batalion sunteți? Oameni buni, este fabulos și să știți că... Batalionul 2, da.
Este fabulos, oameni buni, și să știți că nu ne-am înțeles, deci este o chestie absolut spontană. Noi habar n-aveam că va veni cineva cu petiția fără semnal pe funcții publice. Veniți și dumneavoastră, semnați petiția, da? Dacă vine domnul Liviu Dragnea, și teoretic ar trebui să vină după câtă jandarmerie aici, după ce revoluționari au fost aduși, dacă vine domnul Liviu Dragnea, aici va fi măsuța cu petiția fără penal pe funcții publice, pe care domnul Dragnea va fi rugat să o semneze. În același timp, sigur, dânsul ar putea să semneze și să semneze demisia și ar rezolva mai repede problema, dar este fabuloasă această idee. Aproape că mi-e ciudă că nu am avut-o noi, deci este fabulos și este spontan, să știți, nu este absolut nicio înțelegere. Domnul Dragnea aici, când va veni, dacă va veni, va găsi și o măsuță cu un domn, cu petiția fără penal pe funcții publice, da, pe care domnul Dragnea va fi rugat să o semneze. Să vedem ce face domnul Dragnea, semnează, nu semnează, vă dați seama. O să treacă probabil cu un batalion de jandarmi pe aici, o să-l ia în brațe și o să-l ducă în brațe, așa, pe mâini, pe sus, ca să n-ajungă nimeni la el, dacă vine. Nu știm dacă vine. Vă reamintesc faptul că astăzi Liviu Dragnea, infractorul șef al PSD, infractorul, delicventul șef al Camerei Deputaților, are termen la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă, este ultimul termen al procesului în care el este judecat pentru că a furat din banii orfalilor din Teleorman. De aceea suntem noi aici, de aceea este aici și măsuța cu petiția fără penal pe funcții publice, așa, și așteptăm să vedem ce se întâmplă, oameni buni. Închei aici acest live, dați share și veniți încoace, cei care sunteți în zonă, veniți încoace că va fi o zi interesantă astăzi. Clar, scrie cineva, jandarmeria apără infractorul. Păi caz concret, jandarmeria l-a apărat pe infractorul Liviu Dragnea, infractor șef, nu orice fel de infractor, de nenumărate ori. De câte ori infractorul șef Liviu Dragnea a venit aici la Înalta Curte de Casație și Justiție. Închei aici live-ul și vă las în compania acestei imagini superbe cu instalarea măsuței fără penal pe funcții publice la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde trebuie să vină infractorul șef Liviu Dragnea pentru că îi se judecă ultimul termen din proces. Hopa, hopa, stați așa. Stați așa, să vedem ce se întâmplă. Avem autorizații pentru porturi la Piața Unirii, în sectorul 3, Libera. Da. Zona metro, exact. Da. Dar acelea sunt porturi. Și pentru acelea, bineînțeles, fiind o structură construită, lasă. Marian, lasă să vedem discuția. Este singura regulă este să nu încurce traficul, să nu blochezi fiecare de acces, da. Da. Deci nu sunt de acord că sub nicio formă n-aș putea monta un cort aici, dar e o măsuță și e pus în așa fel încât să nu blocheze traficul. Nu produce zgomote, nu... Dacă se va strânge, dacă se strânge mai multe persoane, o să insist să ne mutăm și să nu blocăm accesul. Credeți că se vor strânge multe persoane la măsuța asta? Da, uite, vezi, e o mașină care blochează încă și mai rău decât mine intrarea. Adică, eu sunt de acord să mut măsuța într-un loc unde mai puțin public, poate, nu știu, câteva metri mai la dreapta, dacă vreau v-ar ajuta, dacă aș muta după gol, mie că încurcă mai rău, adică, uite, ați venit cu mine, mie că încurcă mai rău traficul aici. Da, e logic, va încurca mult mai rău traficul acolo. Să-i citați, da, pe momentul acesta.
persoanei se blochează traficul. Vă promit că mut măsuța vis-a-vis. Deocamdată n-a trecut nicio persoană și nu s-a blocat și n-a semnat nimeni, nu s-a încoat. Dar vă promit că dacă se adună suficient încât să blocheze acest trotuar, și în niciun caz nu se lăsă să se lăsă, dar aici nu s-a lăsat, aici mor. Evident blochează accesul. Vă promit că dacă numărul de persoane care se adună, de exemplu, 4 persoane... Deja, da, după cum vedeți, dragii mei, nici măcar n-a apucat omul să-și pună bine măsuța într-un loc unde nu deranjează cu nimic, pentru că, vedeți, acolo mai este un logan parcat, deci nu deranjează niciun fel. Și imediat au apărut 3 jandarmi pe el ca să îl facă cumva să plece, pentru că lezează demnitatea infractorului, vă dați seama? Dacă vine infractorul șef Liviu Dragnea și vede scris aici, fără penal pe funcții publice, vă dați seama că lezează demnitatea infractorului șef al PSD. Săracii jandarmi sunt speriați, ăla o sună pe Carmen Dan. Carmen Dan îl sună pe Cucoș, îl cheamă la ea în birou, îi trage 2 palme, îl pune să facă slugi în genunchi, pentru că Dragnea a văzut fără penal pe funcții publice la Înalta Curte de Casație și Justiție, știți? Deci, dar jandarmeria nu apără infractorul. Nu. Nu apără niciodată pe infractorul Liviu Dragnea, jandarmeria română, niciodată. Numai îl deranjează pe un om care, atenție, are o inițiativă. Inițiativa asta, fără penal pe funcții publice, ia uitați, a venit și presa, da? Inițiativa fără penal pe funcții publice este o treabă în interes general, în interesul țării, da? Legitimă, da? Semnăturile pentru un parlament curat. Și jandarmeria nu vrea. Nu vrea, ci că s-ar deranja circulația în condițiile în care, vedeți cum este aplasată măsuța. Observați cum e aplasată măsuța, oameni buni. Deci nu deranjează cu nimic, este pusă într-un loc în care nu deranjează cu nimic. Dacă ar fi pus aici, ar deranja. Dacă ar fi pusă peste drum, ar deranja. Aici nu deranjează absolut nimic. Fără să blocăm, dacă se poate, accesul. Să nu blocăm nici carosabil, să nu blocăm nici trotuarul. Încercăm să nu investim, să nu facem dălăgie, să nu perturbăm procesul legislativ. Fără legătură cu ce se întâmplă în interior, avem nevoie de 500.000 de semnături să introducem următorul articol în Constituția României. O să vi-l citesc pe aici. Nu pot fi eu sunt membru USR, inițiativa este nu numai a USR-ului, inițiativa este a grupului Civic Rezistența, susținută de USR, de Forumul Democrat al Germanilor din România. Bun, știm povestea, spuneți-ne ce s-a întâmplat, au venit jandarmii să vă legitimeze sau ce? Nu, jandarmii nu m-au legitimat, jandarmii au dorit să se asigure că cu această măsuță și acest act nu blocăm accesul și nu blocăm traficul în zonă. Au considerat că există șansa ca multă lume să se înghesuie. Eu știu, fie să semneze, fie dimpotrivă să protesteze și au fost de părere că poate locația aceasta fix pe colț lângă Suprema Curte nu este foarte bună și mi-au sugerat o locație vis-a-vis, nu tocmai deci în drum. A fost o discuție pașnică cu jandarmii ne-au înțeles. Până acum am reușit să obținem autorizații cu greu, în unele sectoare poate am avut dificultăți să obținem autorizații de la primărie pentru structuri construite cum sunt. De ce ați venit astăzi? E un mesaj pe care îl transmiteți? Personal, eu speram să mă întâlnesc chiar cu domnul Liviu Dragnea, să-l întreb dacă dânsul dorește să semneze pentru inițiativa fără penal în funcții publice. Dânsul, ca un cetățean care spune că ține foarte mult și iubește țara, cred că și-ar dori să participe la o inițiativă care ar împiedica, eu știu, infractorii dovediți și condamnați definitiv să ajungă în funcții publice. Cine știe, Doamne ferește, chiar... Eu știu, am auzit că unii cetățeni au ajuns chiar președinte al Camerei Deputaților, fiind condamnat definitiv, dar eu sunt convins că dânsul vede acest lucru ca fiind un lucru în neregulă și și-ar dori cu siguranță să își dea demisia și să împiedice și alții infractori condamnați să ajungă. Iar Noiacos, mai cereți să semneze? Eu știu ce să zic acum. Nu vreau să intru pe gâtul nimănui și să forțez. Inițiativa este cunoscută. Cred că toată lumea poate fi de acord că, eu știu, un hoț. Da. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și eu. Da, ați văzut imediat, vreau să vă atrag atenția pe un detaliu, oameni buni. Ați văzut imediat întrebarea de la România TV și Antena 3. Domne, sunteți USR-ul, că USR-ul face și trece. Oameni buni, asta este o inițiativă pe care o susțin și eu fără să am nicio legătură cu acest partid, fără să fi discutat cu nimeni. Eu nu știam că ei vin astăzi aici cu această măsuță, dar mi se pare o idee absolut genială faptul că au venit aici. Pentru că asta nu are legătură cu un partid sau altul, înțelegeți? Asta are legătură cu noi toți, să nu fie penal pe funcții publice. Nu contează cine vine cu această idee. Important este că au venit, că este o petiție, că trebuie strânse 500.000 de semnături.
Și din acest motiv, în turneul pe care noi îl facem prin țară și la sfârșitul acestei săptămâni, vă aduc aminte din nou că venim la Călăraș și la Slobozia, duminică la 2 și la 6 și că luni vom fi în Tulcea și în Constanța la 2 și la 6, la prefecturi, și să vă readuc aminte să veniți acolo, pentru că vom veni și noi cu liste de semnături pentru această inițiativă, fără penal pe funcții publice. Și cei care aducem listele de semnături, tabelele, n-avem nicio treabă, nu suntem membri USR, n-avem nicio înțelegere cu ei. A, avem prieteni care sunt membri USR, foarte bine, avem prieteni și membri și de la alte partide, mai puțin din PSD, ALDE și partidele care susțin mafioți, că nu ne învârtim în cercuri comune, nu avem valori comune. Dar să vii și să încerci să minimalizezi această inițiativă, spunând, domne, e o implicare politică un partid, păi cine să o facă? Ea se duce în Parlament, nu normal un partid să o facă, nu? Salutare, salutare. Ce să fac? Uite, transmitem de aici cu jandarmi. Ăștia au sunat aici, da, au sunat, vă dați seama? Hai să mergem acolo, să supunem jandarmii unui test de stres, să vedem ce se întâmplă. Să mergem un pic să vă povestesc, acum ei sunt într-o situație foarte nasoală, știți? Acum ei sunt într-o situație foarte nasoală, domnii de la jandarmerie, dar vreau să vă povestesc de aici, de la umbră, pentru că mă dor ochii să stau în soare, știți ce? Am venit aici la umbră. Deci domnii sunt într-o situație foarte nasoală, chiar îi compătimesc, pentru că acum vă dați seama, s-a transmis live la televiziuni că cineva a venit cu o măsuță, cu fără penal pe funcții publice, la procesul la care urmează să vină Dragnea. Vă dați seama că secretara Carmen Dan în acest moment e pe telefon cu Cucoș. Deci acum secretara Carmen Dan îi face freza lui Cucoș. Înțelegeți? Îi face freza în timpan. Și spune, parcă și aud, Sebastiane, nu ești bun de nimic, niciodată nu faceți ce trebuie să faceți, băieții tăi nu fac nimic, nu l-au luat pe ăla de acolo, nu l-au. Încercați să vă imaginați pe doamna Carmen Dan, să știți. Eu, sigur, duc asta într-un registru de glumă, dar eu chiar sunt convins că așa se întâmplă. Pentru că la educația ei de secretară și de obedientă executantă a ordinelor unui infractor, cu siguranță așa procedează, oamenii ăștia așa procedează, înțelegeți? L-ați văzut pe Cucoș la sediul PSD, când a fost congresul PSD, era personal, vă dați seama cât de lichea trebuie să fii de slugarnic să te duci tu, dita mai, șeful jandarmeriei române, păi tu ai toată țara, tot teritoriul țării. Tu ai în pază hidrocentrala de la Porțile de Fier. Ai în pază centrala nucleară de la Cernavodă. Și tu te duci personal, oameni buni, tu cu Cucoș, dita mai cu Cucoș, te duci personal să supraveghezi un dispozitiv de pază exagerat, care oricum ar fi trebuit să fie mult mai mic, pentru că era congresul unui partid și nimeni nu deranja nimic. Haideți să vedem că între timp domnul Cucoș, după ce l-a sunat Carmen Dan, a dat telefon și să vedeți ce se întâmplă acum. Da, nu le-am la mine, că nu sunt la Unirii. Cei colegii care sunt acum la Unirii au avizul de Unirii. Colegii care sunt cu portul la Tristor au avizul de Tristor. Sunt avizele acolo. Nu am copie după ele. Dacă vreți, pot suna să văd colegii să mi le trimită pe e-mail copiile respective. Da. Și acolo fiecare locație are avizul ei personal. Adică inclusiv la Unirii, dacă mergeți și întrebați de avizul celor de la Tristor, probabil nu o să-l aibă. Da. Ce faci, domne? Uite câtă cameră. Rugăminte, vă rog să nu blocăm accesul instituției, da? Deci, treaba, dar calea de acces, da? Da, e bună imaginea asta, trebuie să o priviți, dragii mei. Se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Priviți? 4 jandarmi, uitați-vă, pozesc omul, nu cumva să nu strângă vreo semnătură. Vă dați seama că nimeni nu mai vine să semneze acum pentru fără penali, când sunt călare pe el 4 jandarmi. Fiți atenți aici, înțelegeți? Deci cineva are o inițiativă, fără penal pe funcții publice. Mă scuzați. Și 4 jandarmi sunt pe el. Jandarmeria care teoretic apără, știți ce apără jandarmeria, oameni buni? Apără drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Așa scrie în legea jandarmeriei, știți? Inclusiv dreptul de a iniția și semna petiții. Dar
În cazul nostru, jandarmeria nu apără acest drept, apără interesele infractorului Liviu Dragnea, care prin secretara Carmen Dan, vedeți aici în cască, aici țipă domnul cu coș. Vedeți? Vedeți? Acolo țipă, poate că nu se demite chiar cu coș, de la înălțimea lui de cu coș, să țipe la oamenii de pe teren, dar acolo țipă omul la care țipă cu coș. Înțelegeți? Aici, stați să vă mai arăt. Așa, da? Așa, acolo, în această cască. Haideți că trebuie neapărat să mă vedeți când spun treaba asta. Deci, oameni buni, în această cască, vedeți casca aici, stați așa să vă arăt. Aici? Aici. În această cască, oameni buni, țipă un șef din jandarmerie la care țipă cu coș, la care țipă Carmen Dan, în acest moment. Înțelegeți? Asta se întâmplă în acest moment. Deci omul stă, dacă vă uitați, m-am uitat la fața lui, e neatent, se aude o gălăgie mare în ureche, în acea cască, vedeți, se ține de cască ca să audă mai bine, știți? Și acolo țipă, probabil șeful batalionului 3 de jandarmi, că ei au venit, care e pe linia cealaltă, încercați să vi-l imaginați pe șeful batalionului 3 de jandarmi, cu două telefoane, unul la ureche și unul la ureche. Într-o ureche țipă cu coș, țipă Sebi. Nenorociților, vă mut la Sighetul Marmației, unde l-am mutat pe Velicu, pentru că nu vă faceți treaba, v-a spus să ridicați. Ăla, în telefonul celălalt, să trăiți șeful, să trăiți, stați că le spun acum. Luați-l de acolo, umflați-l, știți? Și cu coș la rândul lui este Carmen Dan, care e foarte nervoasă la minister acum. A spart 3 pescari cu pește, da? Pentru că a văzut la știri iubitul ei patron, Liviu Dragnea, ce se întâmplă aici, că cineva a îndrăznit să vină la înalta curte, vă dați seama, cu petiția fără penal pe funcții publice. La procesul lui Liviu Dragnea, vă dați seama? Și jandarmeria este pusă să comită un abuz. Problema care este că, vedeți dumneavoastră, și asta mi-a explicat-o oameni de la jandarmerie care au coloană vertebrală și care mi-au spus, Măline, ăștia ne pun să facem lucruri și la urmă noi semnăm hârtile. Și dacă vreunul dintre voi face plângere penală pentru abuz în serviciu, noi n-avem cum să spunem că Carmen Dan a țipat la Cucoș, că Cucoș a țipat la colonelul nu știu care sau la generalul nu știu care și că l-a țipat la noi. Știți? Și ei sunt trași la răspundere și ei știu treaba asta, înțelegeți? Și acum, eu n-aș vrea să fiu în pielea acestor jandarmi, acum în mintea lor, se duce o bătălie. Ce fac? Comit un abuz, îmi încalc principiile din legea jandarmeriei care spune că jandarmeria apără drepturile și libertățile cetățenilor, drepturile constituționale. În cazul de față vorbim de dreptul de a formula petiții și de a strânge semnături pentru aceste petiții. Oameni buni, ăsta e un drept constituțional, nu te joci cu el, înțelegeți? E dreptul acestui om, conform Constituției României, conform legislației care reglementează toată povestea cu petițiile, să fie aici. Acest om nu tulbură ordinea și liniștea publică, acest om nu deranjează în niciun fel circulația, deci jandarmeria n-ar avea niciun motiv să se lege de el. Jandarmeria ar trebui să-l păzească pe acest om, da? Dacă cineva l-agresează, să îl păzească. Și uitați, omul liniștit își vede de treaba lui, un om cu un tabel și cu un pix. Înțelegeți? Așa se schimbă lumea, oameni buni. Așa se schimbă lumea, să știți. Așa se schimbă. Cu un tabel și cu un pix. Cu un stick și cu un telefon. Înțelegeți? Cu o semnătură pe care dumneavoastră puteți să o dați dacă veniți aici la înalta curte sau la toate corturile unde sunt penal pe funcții publice sau în acest weekend, duminică la Călăraș și Slobozia și luni în Tulcea și Constanța, unde voi aduce și o listă. Mă rog, Radu Ionescu, care vine cu noi în grupul nostru, cu Nelu Olteanu, vom veni și cu liste, ca să puteți să semnați pentru petiția fără penal în funcții publice. 500.000 de semnături trebuie să strângă oameni buni, 500.000 de semnături ar trebui să se strângă pentru ca această petiție să aibă valabilitate, conform legii, să se meargă mai departe cu modificarea Constituției. Deci se dorește modificarea Constituției. Va fi articolul Dragnea, înțelegeți? Pentru că Dragnea este primul infractor care a ajuns, a avut tupeul și nesimțirea infractor, fiind condamnat penal, să își dorească o funcție publică, că dacă rămânea președinte PSD, n-avea nimeni treabă cu el. Problema e că acest infractor a venit la sediul Camerei Deputaților, a cerut să fie președinte al Camerei Deputaților și, bineînțeles, partidul pe care el îl controlează, un partid de sluci și de corupți, l-au votat președinte. Și în acest moment se strâng semnături pentru această petiție. Veniți aici, oameni buni, veniți aici pentru că e important. Veniți să semnați petiția, știți? Trebuie să vă mai arăt și ce forțe de ordine ale jandarmeriei sunt aici. Pentru că asta e, când strângi petiții pentru fără penal pe funcții publice, e nasol. Într-o țară condusă de un infractor să strângi astfel de semnături, e nasol pentru că te ia jandarmeria, te ia mama lui proces verbal. Știți, așa spuneau milițienii pe vremea lui Ceaușescu.
Te ia mama lui proces verbal. Mulțumesc, mulțumesc. Și vreau să vă arăt, să vedeți ce forțe sunt aici de jandarmerie, da? Să vedeți, domne, că e grav, deci înțelegeți. Deci, ia uitați, aici sunt, dincolo sunt, o mai fi și dube, mai sunt și dubele pe acolo, mai sunt și băieți în civil cu șapcă. Deci vă dați seama, oameni buni, ce... Da, Andrei, da, da, Andrei, sigur mă plătește cineva. Da, mă plătesc toți oamenii care se uită la mine și toți cei 600 de patroni, 607 patroni care sunt pe Patreon, știi? Intri acolo, faci click și vezi numele lor, cine mă plătește exact, știți? Mă plătește publicul, așa cum trebuie un jurnalist să fie plătit, drag Andrei Constantin Tărăbaș, așa trebuie să fie plătit un ziarist, știi? De, direct de către oameni. Nu prin mogul, nu prin infractorul Voiculescu, nu prin inculpatul Fugar Adamescu, nu prin triplul inculpat Andronic, nu prin inculpatul Ghiță. Eu zic că cel mai sănătos e așa și poți și tu, Andrei, să devii patron. Intri acolo pe Patreon, acolo e foarte simplă procedura, faci un click, îți treci numele, îți treci cardul de credit, stabilești cu ce sumă mă susțin fiecare lună, Andrei Constantin Tărăbaș, și devii și tu patron. Devii patronul 608. Sunt 607 patroni, erau de dimineață, da? Vedeți? Oamenii sunt aici și domnul este ofițer. Încerc să nu intru în spațiu privat cât mai mult, da? Vedeți aici? Deci, la dânsul țipă, am greșit mai devreme. Să știți, am greșit mai devreme. Am făcut o greșeală și trebuie să o corectez. Stați așa, oameni buni, am făcut o greșeală. Știți că eu sunt ziarist serios. Eu nu sunt ca Ramona Ursu și alții care scriu din auzite fără să verifice. Mă scuz, Cosmin Bursașiu, nu pot să răspund că sunt în live. Am greșit mai devreme. Am arătat casca unui subofițer și am spus că în acea cască țipă șeful din jandarmerie la care țipă Cucoș, Cucoș la care țipă Carmen Dan. Am greșit. În această cască țipă șeful din jandarmerie, deci aici țipă omul la care țipă Cucoș. De ce? Pentru că uitați-vă aici, este cel mai înalt grad pe care l-am văzut aici la fața locului în dispozitiv, da? Vedeți aici? Se vede gradul, da? Observați, este cel mai înalt grad, deci vă dați seama că nu poate ăla, cum să vă explic, proxiul lui Cucoș. Da. Și cel care a dat ordin să mă ridice la PSD. Aoleu, ce interesant. Am și uitat, nu știu că eu nu, pentru mine nu e personală chestia asta, e doar la parchetul militar cu plângeri penale, da? La mine a zis, luați și pe ăsta, deci, păi n-a făcut nimic, nu da. Puteți, luați și pe ăsta. Deci domnul este, vedeți, e interesant, nu, au venit, haideți să recapitulăm. Deci au venit, așa zis și revoluționari, care vin de obicei când vine Dragnea, au fost trimiși jandarmii care sunt servitorii obedienței lui Dragnea, care comit abuzurile, știți? Că dacă îl trimitea pe colonelul Velicu, fac precizarea asta, îmi pare rău, domnul Velicu, la Sighetul Marmației o să vă trimită, dar o să fie bine, pentru că sunt convins că o să vă luptați bine cu mafia pădurilor, așa. Dacă era domnul Velicu, eram liniștit, dar când a fost trimis, ați văzut, ofițerul care a dat ordin să fie ridicat abuziv, lipsit de libertate, de la sediu PSD. De ce insist pe asta, abuz în serviciu, lipsire de libertate? Pentru că astea sunt infracțiunile pentru care există o anchetă în curs la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București și o veste proastă să-i dau acestui jandarm. A chemat procurorul, domnul jandarm, știți, la audier. A chemat procurorul la audier. Și o să facem audierile, probabil veți da și dumneavoastră cu subsemnatul. O să scrie și dumneavoastră și o să mergem să vedem. Dar, trecând, depășind acest moment al meu, să revenim în actualitate, oameni buni, că suntem în actualitate. Deci am greșit mai devreme și eu când greșesc îmi recunosc greșeala. În caz că țipă la acest ofițer, țipă omul la care țipă Cucoș. Sau poate țipă chiar Cucoș, pentru că are un grad totuși e un grad de ofițer aici prezent. Și Cucoș, cred că se demite, nu se demite să țipe la un subofițer, dar cred că Sebastian, Sebi Cucoș, din masoneria de la Buzău, cred că se demite să țipe la acest ofițer. Deci în acea cască, din când în când, țipă Sebastian Cucoș, servitorul umil al secretarei infractorului Liviu Dragnea. Secretară care, întâmplător și halucinant, a ajuns ministru de interne în România, condusă din Parlament de infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, inculpat în acest proces. Mă retrag de lângă personaj, ca să nu mai zic că jurnaliștii ăștia, știți, cârtițele, care pozează în jurnaliști obiectiv, dar de fapt ei sunt voci ale mafiei, să nu mai zică, domne, Molin Bot e agresiv, ce face el, nu este jurnalistic, domne. Nu e jurnalistic să-ți exprime o opinie, să informezi oamenii, să atragi atenția cu privire la un subiect de maximă importanță. Vestea mea proastă pentru oamenii ăștia care vorbesc aiurea fără să citească este că, atât în literatura de specialitate, cât și cel mai important în toate sentințele CEDO, este trecută prevederea că jurnalistul are dreptul să exagereze și chiar să șocheze dacă,
Astea sunt formulări din hotărâri CEDO. Jurnalistul are dreptul să exagereze și chiar să șocheze dacă dorește să atragă atenția cu privire la o chestiune de maxim interes public. Ori ceva mai de maxim interes public decât faptul că un infractor ocupă o funcție publică nu poate exista. Nu știu dacă avem notificare, dar am vorbit cu colegii dumneavoastră. Deci dacă nu avem, nu mai vorbești cu asta bază. Da? Urmez sfaturile, da. Deci asta e problema, că eu n-am venit să vă incit. Nici noi. N-am venit să vă... Nu am venit să vă întreb dacă da? Există notificare. Și nu știu dacă există notificare. Deci dacă nu există notificare, nicio problemă. Nicio problemă. Da. Nicio problemă. Da, și dacă mă duc în curtea asta aici și spun de aici ce am de spus? Am dreptul? Nu știu, dar acum e curtea asta. Păi nu știu, o să mă descurc cu proprietarul. Dacă vă descurcați cu proprietarul, e domeniul privat. De privat, da. Deci nu-i problemă, eu n-am venit să fac... O fi pe NCCDU, da. Că văd că e bustul lui Corneliu Coposu aici. Am venit să văd... Frumoasă ironie, domnule Ene, nu? Cum? Lângă bustul lui Corneliu Coposu, sunteți înconjurați de jandarmi, da. Pentru că vă exprimați punctul de vedere, nu? Asta este problema, da. Nu aveți pentru ce, da. Care era mesajul, domnule Ene? N-a făcut nimeni... Spuneți oamenilor mesajul pe care ați vrut să-l transmiteți prin portavoce. Au murit oameni la Revoluție, cum am spus mai devreme, pentru o Românie demnă, pentru democrație și așa mai departe. În momentul de față, democrația din România, care presupune separația puterilor în stat, este la un pas de distrugere. Deci, puterea judecătorească, executivă și legislativă se despart. Au rămas judecătorească și executivă și legislativă a grupului infracțional al de PSD, iar justiția acum este în pericol să fie subjugată și distrusă. Da. Chiar și-au ajuns obiectivul. Voiam să le spun domnilor magistrați că astăzi ei fac istorie. Deci dacă fac istorie, asta presupune... Domnule, a trebuit să facă justiție, nu istorie. Ce să mai... Probele sunt clare, nu? Ce să mai... Istoria pentru mine înseamnă să arate că sunt demn și dau o sentință dreaptă. Un om care a furat din banii copiilor din Telorman și și-a făcut mendrele, știm absolut toții de ce a fost acuzat. Deci... Mai departe, vreau să spun că noi, protestatarii rezist, cei care rezistăm în stradă, susținem justiția și pentru asta am fost amendați. Și vreau să le solicit judecătorilor și procurorilor să-și facă datoria și să se autosesizeze, pentru că sunt sute de amenzi care au fost declarate abuzive și atunci ei trebuie să ia măsuri împotriva acestei instituții care își bate joc de drepturile și libertățile cetățenilor, care ne încalcă drepturile prevăzute în Constituție și în alte drepturi, documente internaționale. Da, vă mulțumesc foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ene. Așadar, dragii mei, închid acum, chiar închid acest live. Încep să filmez și pentru reportajul de la YouTube, pentru că trebuie să filmez acolo pe live, pe Facebook, nu e HD. Trebuie să și filmez ca să pot să ridic pe YouTube. Deci suntem la Înalta Curte de Casație și Justiție. Veniți, oameni buni, veniți aici la Înalta Curte. Are termen infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea. Și puteți să semnați petiția fără penal pe funcții publice. Vă mai aduc aminte încă o dată că este petiția aici. Puteți să o semnați, deja sunt oameni care semnează această petiție. Vreau să vă arăt, da? Este aici la Înalta Curte. Jandarmii încă cu coș încă negociază cu Carmen Dan, încă răspunde la întrebări, la țipete, la urlete, așa. Încă n-a fost ridicat omul de aici, deci puteți să veniți să semnați și petiția. Dar nu tot. Salut, frate. Și doi la mână. Sunt foarte mulți oameni care... Cum, cum îl cheamă pe jandarmul, cum de fiar? Reducul? Și mai cum, care este la mine? Da, îl vedeți pe Cristi Dide, a venit aici. Salutare, Dide! Cu el am filmat un interviu foarte interesant, o să-l vedeți pe YouTube, după amiază îi dau drumul. Și, Dide, vreau să te întreb, că tu ești... cunoști, cu jandarmeria, ai experiență vastă, e serial deja. Da. Au venit, s-au luat de omul, că stă cu măsuța, cu petițiile. Aveau un drept legal, se lege de el. Maxim, nu știu, să-l întrebe ce face acolo. Da. Adică, dar de ce să-l întrebe? Încalcă vreo... Nu, să-l întrebe ce face ca să fie informat, știi, da. În caz că întreabă cu Cucoș prin poate casă. Să semneze și ei, nu? Da, să explice lui Cucoș de ce să vină să semneze, da, niciodată. O idee bună.
O idee bună, asta este, oameni buni, asta este ideea de final. Deci de asta au venit jandarmii, spune Cristi Dide, pentru ca să se informeze cum poate domnul Cucoș, șeful obedient al jandarmeriei române, servitorul umil al secretarei Carmen Dan, să vină să semneze și el petiția. Deci domnul Cucoș, băieții din autobuzul jandarmeriei, care știu că vă uitați la live-uri, le aveți acolo pe toate, sau de la unitate de unde monitorizați, spuneți domnului Cucoș că rog frumos să vină aici să semneze petiția și să facem un mic interviu despre cazul lui de la Buzău, știe el la ce mă refer, așa, cu testele alea ADN, cu procesul de paternitate, despre masoneria din care face parte, despre legăturile cu PSD-ul. Am foarte multe întrebări pentru domnul Cucoș, la care ar trebui să răspund, așa, ca șef al jandarmeriei române. Eu zic că ar trebui să răspundă domnul Cucoș. Până atunci îl așteptăm pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, aici la Înalta Curte de Casație și Justiție, oameni buni. Veniți și voi aici în număr cât mai mare. Dacă n-ați semnat petiția pentru penal pe funcții publice, puteți să o semnați aici. La revedere!